alimente gratuite pentru nevoiașii din Făgăraș. De aceste pachete beneficiază persoanele cărora le este stabilit dreptul la un venit minim garantat și familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, dar și persoanele aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților și persoane dependente. În continuarea programului POA 2019-2020 au venit alimentele. Acestea se distribuie în continuare la cartina de ajutor social. Beneficiarii sunt aceiași care au fost și pentru materiale de igienă, adică VMG-ul, ASF-ul și după aceea, după ce se vor epuiza, dacă rămân și ni se permite, o să dăm la cei care au pensii sub 700 de lei și alte categorii defavorizate, fără venituri, oamenii străzii. Alimentele se pot ridica de la cantina de ajutor social de pe strada Codru Drăgușan. Inițial s-au dat de pe strada Libertății, a fost epuizat stocul. Intervalul orar este ora 9, ora 13 în fiecare zi ale săptămânii, de luni până vineri. Pachetele conțin făină albă de grâu 5 kg, mălai 4 kg, paste făinoase 800 de grame, ulei 4 litri, zahăr 2 litri, orez 4 kg, 5 conserve din carne de vită câte 300 de grame, 3 conserve din carne de porc câte 900 de grame, 5 conserve pate de ficat de porc a câte 200 de grame, 2 borcane de compot de fructe a câte 720 de ml, un borcan de gem de fructe de 360 de grame, un borcan de gem de fructe dietetic de 360 de grame. Fiecare pachet conține în total 38 de produse. Cristian Ionuț, e soțul? E copil. Câți ani are? Cristian Ionuț are 4 ani. Oh, nu, mă lăsați. Da, să zic. E din 95. Ștefan Cristian? El are 4. Pachetele pot fi ridicate de la cantina de ajutor social de pe strada Ioan Codru Drăgușanu. Predarea acestora se face în baza prezentării actului de identitate valabil, verificării identității persoanei pe listă și asemnării de primire a pachetului cu produse de igienă de către destinatarii finali. Instituția prefectului Brașov a anunțat că a distribuit către toate primăriile din județ un număr de 24.503 pachete cu ajutoare.